Cine spune că la cura de slăbire trebuie să mănânci foarte puțin încât să parcă te înfometezi? Nimic mai greșit. Dacă alegi această cale, vei obține rezultate peste noapte, dar trebuie să știi că nu vor fi de lungă durată. Imediat cum revii la alimentația ta obișnuită, vei începe să acumulezi și mai multe kilograme, organismul fiind destul de lezat. Conform dietetic.ro, gurmanzilor le este destul de greu să țină diete ca să slăbească, dar noi credem că nu este mereu obligatoriu să ții diete doar de dragul de a slăbi. Este de ajuns să ai un stil de viață sănătos și să alegi mereu alimente de calitate și sățioase, care să-ți aducă nutrienți prețioși și care să te ajute să ții sub control poftele excesive și de cele mai multe ori nesănătoase. Îți propunem așadar slăbirea cu piept de pui, pentru că este la îndemână spre de de fructele de mare și somonul și poți avea rezultate destul de rapide cu minim de efort. Va fi o slăbire cât se poate de sănătoasă, dar descoperă mai multe în rândurile următoare. Pieptul de pui este considerat cel mai sănătos tip de carne. Se gătește ușor, se combina oricum, are o culoare plăcută în farfurie, puțin colesterol și proteine de cea mai bună calitate. Un alt avantaj de care avem nevoie când consumăm alimente de origine animală este că se digeră foarte ușor. Acestea fiind spuse, pare că pieptul de pui este ideal pentru orice persoană și poate fi gătit în funcție de gusturile fiecăruia. Dar chiar și așa, la slăbire și menținere nu ne permitem să consumăm oricum pieptul de pui și asta nu că ar avea multe calorii sau că ca ar fi nesănătos. O combinație pe care trebuie să o eviți este cea bazată pe proteine și carbohidrați, adică cartofi prăjiți cu piept de pui, piept de pui cu paste sau orez, etc. Cel mult îți poți face o poftă cu astfel de combinații, dar să fie o dată pe săptămână și să fie într-o cantitate mică, relatează dietetic.ro.